Binecuvântat să fie Domn! Iubiți frați și surori, m-am gândit la sărbătoarea noastră, la masa Domnului. Am primit o lumină dimineață când unul din frați spunea despre a sta la masă cu o personalitate, a merge în audiență sau a te întâlni cu o personalitate. M-am uitat și peste Isaia 53, aici este regele nostru prezentat, un rege diferit de ceilalți regi, binecuvântat să fie numele lui. Și mi-am intitulat gândurile mele în această zi, de fapt este o întrebare, cum stai la masă cu regele? Mi-am amintit că într-o zi David, și aici în Isaia 53 este vorba de fiul lui David, despre care au spus profeții, David a avut o viață profetică, psalmii lui, trăirile lui sufletești. Gândiți-vă la psalmul 22, venea peste David așa o stare prin Duhul Sfânt și spunea, mi-au străpuns mâinile și picioarele, își împart hainele între ei, trag la sorți pentru cămașa mea. Erau prorocii scrise în cartea psalmilor, trăiri ale lui David, dar el trăia prin Duhul Sfânt ceea ce avea mai târziu să sufere fiul său, Iisus din Nazaret, numele lui să fie binecuvântat. Deschideți cu mine împreună la 2 Samuel, capitolul 9, pentru că vreau întâi să prezentăm datele generale despre masa aceasta a regelui. Împăratul a zis, versetul 3 din capitolul 9, 2 Samuel, pagina Biblie 333. Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Țiba a răspuns împăratul, nu mai este un fiu al lui Ionatan, un loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns, este în casa lui Machir din Amiel, fiul lui Amiel din Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ, s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată, robul tău. David a zis, și fiți foarte atenți la exprimarea de aici, ca și date generale, am venit la masa Domnului. După ce ne uităm la prezentarea generală, o să mergem mai departe, ne uităm în Isaia 53 la categorii de oameni care au venit la masă cu regele. Am rămas uimit când am citit cu atenție și asta acum dimineață. Am citit încă o dată Isaia 53 și mi-am dat seama ce multe categorii de oameni. Și este posibil, asta este problema ta, să vezi unde te încadrezi și ai șansa să te muți dintr-o categorie în alta. Iată ce spune David. Cu atât mai mult fiul său, Domnul Iisus, regele. Nu te teme, stimați ascultători care sunteți prezenți aici, încredeți-vă în Domnul. Expresia nu te teme este deseori prezentată în Scriptură și cu adevărat, când suntem cu El, nu ne temem. Glorie Lui! Chiar dacă ar fi, spunea psalmul de dimineață, care ne-a pregătit pentru momentele acestea, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții și David a trecut, l-a urmărit fiul său, l-a urmărit socrul său, Saul, dușmani, l-au dus la Achiș, împăratul Gatului, și au spus, nu e asta David care se cânta pentru el, că a bătut miile, zecile de mii, Saul miile. A trecut prin valea umbrei morții. Iubiți frați și surori, Domnul ne spune în această zi, nu te teme, slăvi să fie El.
Ne încredem în El, iubiți frați și surori. Nu este o încredere artificială. O să ne uităm apoi la regele nostru din Isaia 53. Vă spuneam că este un personaj special, un rege deosebit. El este și mirele nostru, noi îl așteptăm. Îl așteptăm să vină și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cel care aude, spune Ioan, și el parcă n-a mai putut, a tresăltat și el de bucurie și a spus în final, amin, vino, Doamne Iisus. Îl așteptăm pe mirele nostru, numele Lui să fie binecuvântat. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, spune împăratul David, vreau să-ți fac bine. Cine vrea binele mai mult ca un părinte, ca un tată? Cine vrea binele unui copil, a unui tânăr? Vedeți, mereu sunt lucrări și descoperiri. Și probabil că sunt și comentarii la adresa acestor lucrări. La momentul respectiv o să intrăm în detaliu, uitându-ne la categoriile de oameni din Isaia 53. Noi vrem binele copiilor noștri. Domnul ne vrea binele nostru. Cu orice preț. Și mai ales ne gândim la binele cel mare, întâlnirea noastră cu El, viața veșnică. Nu un bine neapărat pământesc, ca apoi să sfârșim departe de fața Lui, cum spunea predicatorul de duminica trecută, mai bine în cuptor decât în focul veșnic. Și avea dreptate. Ne vrea binele, ne vrea cu gelozie pentru sine, vrea să ne scape de focul Ghehenei. Numele Lui să fie binecuvântat. Vreau să-ți fac bine. Sunt convins de aceasta, iubit ascultător, încrede-te în Domnul. Cu adevărat, El ne vrea binele, a demonstrat-o până aici, s-a sacrificat pentru noi, pentru binele nostru și noi suntem de multe ori poate ca niște copii în aceia care o întrebăm pe mama, dar ce ai făcut pentru mine? Spuneți dumneavoastră. Are sens întrebarea unui copil către mama, ce ai făcut pentru mine? Noi ne gândim la sarcine, la nopți nedormite, la febră, la temperaturi înalte, la boli, tot felul, mama lângă copil. Și copilul întreabă peste ani, ba, au fost copii care cu tupeu au spus, eu m-am descurcat singur, am lucrat, am făcut, da, până acolo. Îi mulțumim lui Dumnezeu și Fiului Său, Iisus Hristos, că ne vrea binele, slăvit să fie El. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, aici Mefiboset avea o problemă. David a răspuns la subiect, a răspuns pe problema lui Mefiboset. Am să-ți rezolv problema, cu alte cuvinte. Domnul ne spune în această zi, îți voi rezolva problema. Sunt convins că ați venit cu probleme multe, de o natură sau alta, fiecare în faza în care este. Ești un tătic tânăr, o mamă tânără, ai probleme cu copii mai mici. Sigur, nu-ți place dacă îți spun că sunt probleme mici. Tu le vezi așa de mari și nu poți să dormi și când ai dormit mai bine și mai târziu o să ai timp să dormi și nu o să mai poți dormi. Acum așa e. Vrei să dormi, poți să dormi, ești sănătos, muncești, alergi, ai vrea să odihnești și nu te lasă. Dar îți spun, stimat părinte, sunt probleme mici. Încurajează-te. În carul familiei, în carul la care tragi, nu se ia. Din car nu se ia, se pune. Încurajează-te, întărește-te, bucură-te de momentele care le ai, savurează timpul acesta că vine un alt timp. Și închei. În această zi Domnul ne spune, voi rezolva problema ta, slăvit să fie Domn. Ne bucurăm de aceasta. Iubiți frate și surori, e un har pentru noi să fim în casa de rugăciune, să știm că cineva ne ascultă, că cineva adună cererile noastre, că cineva pune o rezoluție acolo în colț. Dumnezeu are mai multe răspunsuri. El spune, da, nu acum, sau varianta a treia, am ceva mai bun
pentru tine. Astea sunt cele trei răspunsuri. Da, nu acum, am ceva mai bun pentru tine. Poate te frămânzi de căsătorie și din punctul tău de vedere vezi, este oferta, ca să zic așa, în fața ta. Totuși Dumnezeu spune nu acum. Sau îți spune am ceva mai bun pentru tine. E greu să crezi asta. E greu să mergi prin credință. Dar tocmai asta vrea împăratul nostru, să umblăm prin credință. Fără credință, spune Cartea Evreilor, este cu neputință să fim plăcuți lui. Doamne, mărește-ne credința. Acestea sunt datele generale. Iar în final, regele, și aici am vrut să ajung și mergem mai departe, regele spune, vei mânca întotdeauna la masa mea. Slăvit să fie Domn. E un har, fraților. Mi-aduc aminte de fratele meu mai mare, când eram la câmp și lucram. Așa era vremea. Poate că generația nouă nici nu face deosebire între Păstărnac și Pătrunjel. E o altă vreme, e o altă generație. Nu-i problema noastră. E problema lor, în final. Mergeam la câmp și spunea fratele meu, abia aștept să vină pauza, spunea el, dar nu pentru mâncare, ci ca să ne odihnim, să povestim. Asta la masă nu înseamnă numai masa în sine. Uitați-vă, imaginați-vă când David a fost chemat de la oi în casa tatălui său, venise prorocul Samuel. S-au așezat toți așa în ordine. Lângă musafir era primul, Eliab, înalt, frumos, bine făcut, nu tot atât de bine crescut în sfârșit. Dumneavoastră știți relatarea, David s-a uitat, Samuel s-a uitat la el așa și pornind de la vechiul criteriu de alegere a unui împărat, s-a uitat că e înalt, frumos, ăsta e împărat, negreșit. Și a spus, Domnul, nu, stai, oprește, nu așa, ai răbdare. Nu te uita la ce se vede, nu te uita la ce izbește privirile. Ce frumoasă imagine la masă, ce părtășie, au povestit. Samuel a spus, nu stăm la masă până nu vine și ultimul. Mai ai unul, mai am, dar ăla e la oi. Nu-i bai, trebuie să vină. Domnul ne învață ca la masă să-l așteptăm și pe cel care încă n-a venit. Fie că întârzie din motivele lui personale, poate că e supărat, că am întâlnit situații, cazuri, când să stăm la masă, unul din copii avea o nemulțumire și nu vrea să stea la masă. S-au întâmplat astea și aveți noastră situații de genul acesta. Când îți toți unul lipsește. La masă trebuie să fim toți. Când Domnul Iisus a stat la masă cu ucenicii, el a folosit două expresii, parcă un joc de cuvinte acolo, dar nu e un joc de cuvinte, el a spus așa, sunteți curați, dar nu toți. Și când le-a spălat picioarele, le-a spus, ca să fiți curați de tot. Adică sunteți curați, dar mai aveți. Așa vrea Domnul să stăm la masă, să fim toți, să nu lipsească niciunul. Duhul Sfânt așa a venit, eram toți împreună în același loc și deodată a venit ca un vâjit puternic. Toate lucrările care sunt în biserica noastră sunt să ne așteptăm, să ne învățăm să conviețuim, să simțim unii cu alții, să ne rugăm unii pentru alții, să fim ca o familie și apoi vor veni lucrările. Nu vine și nu se vede lucrarea pentru care a fost trimis prorocul Samuel până nu vine și ultimul. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta, să stăm la masa Ta în unitate, să formăm această unitate. Dumnezeu să ne dea putere. A venit și David, s-au bucurat la masă. E un har, vă spuneam, să stăm întotdeauna la masa împăratului. Să nu ne scoată niciun fel de nemulțumire, niciun fel de problemă. Să găsim întotdeauna resurse în interiorul nostru de a sta cu bucurie la masă. Așa ne spune Cartea Proverbilor, cel care are un duh mulțumit, are un ospăț necurmat. Stă la masă cu regele în liniște și pace și cu bucurie în suflet. N-are importanță cine este lângă tine. Sunt convins că
Eliab a avut o zi neagră când a văzut că Samuel îl unge pe David. Trebuie să ne obișnuim. Fiecare își are locul lui. Când Domnul i-a spus lui Saul, i-a spus, el te leapădă ca împărat. Saul ar fi trebuit să se mulțumească cu atât. Rămânea în continuare, familia lui era o familie regală, David, ginerele, era împărat, Ionatan al doilea, așa a spus Ionatan, știu că tu vei fi primul și eu am să fiu al doilea. Ce-mi place de Ionatan. Noi asta trebuie să învățăm, iubiți frați și surori, să fim la masă cu regele, să ne uităm țintă la regele nostru. Nu cei în dreapta, nu cei în stânga, ce mai caută și asta la masă, ce mai veni și ăsta la masă, nu-i treaba noastră. Masa este pentru toți. Chemarea sună pentru noi toți. Împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a dat o masă, a făcut nuntă fiului său și a chemat pe toți cei care i-a dorit la masă. Nu te încăpățâna. Vino la masă cu regele. Ne uităm acum, iubiți frați și surori, în mod normal ar trebui în primul rând să-l prezint pe regele în Isaia 53. Vă spuneam că este o ființă specială. Este unul și același cu cel din Psalmul 45, cel mai frumos dintre oameni. Dar aici, Duhul lui Dumnezeu ne vorbește despre partea, faza aceea când împăratul a trebuit să sufere, ca să ne răscumpere pe noi. De aceea vreau să prețuim chemarea la masă. Sigur, apoi ne vom uita la categoriile de oameni care sunt la masă cu regele, să putem să ne mutăm dintr-o categorie în alta. Ne regăsim, sigur, ne regăsim în cel puțin una, dacă nu în mai multe categorii de oameni, deși suntem pregătiți pentru masă, vrem să stăm la masă cu Domnul, vrem să avem părtășie, este un timp binecuvântat în această zi, prima din luna aceasta, ne bucurăm să fim la masă cu El, dar vreau să ne uităm la împăratul nostru. El a venit în lumea noastră, a luat un chip ca și noi, putea să se nască în casa împăratului, dar nu s-a născut acolo. A spus Tatălui din ceruri, în sulul cărții este scris despre mine, vin, căci vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și tu mi-ai pregătit un trup. A luat un trup ca și noi și a venit în condițiile noastre. Mai sărac ca mulți dintre noi, într-o familie a unui om sărac, tâmplarul din Nazaret. O familie numeroasă, după ce s-a născut el, Maria și Iosif au avut copii, așa ne spune Scriptura, 4 băieți și cel puțin 2 fete. O familie săracă. Nu școală, nu... De aceea au și comentat contemporanii săi, n-are școală, ce ne vorbește el? A ieșit ceva bun din Nazaret, a suportat consecințele locului unde locuia. S-a născut în Betleem, dar s-au mutat la Nazaret din condiții bine știute, dintr-o cauză bine știută. A suportat toate acestea. Nu era așa cum așteptau oamenii. Nu izbea privirile. A crescut ca o odraslă slabă care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nimic care să promită. N-avea nimic care să convingă, disprețuit și părăsit de oameni, ajunge să fie omul durerii și obișnuit cu suferința, acuzat pe nedrept, spune aici, luat prin apăsare și judecată, s-a rostit o sentință nedreaptă, o confuzie totală și culmea, semnată de dregătorul roman, care era reprezentantul unui celui mai bun sistem de justiție a vremurilor din toate timpurile. Cum s-a putut face așa o eroare? Reprezenta Cezarul, reprezenta dreptul roman. Lex dura lex, spuneau ei. Legea e dură, dar e lege.
Cum au putut să facă o așa eroare mare? Și iată că s-a făcut această eroare. A fost luat prin apăsare și judecat. Mai mult decât atât, iubiți fraților, ne uităm, n-a deschis gura deloc. Învățăm de la împăratul nostru, blând, smerit cu inima, tăcut, a trebuit să tacă. Avea multe să ne spună. Ne va povesti multe când ne vom întâlni din nou la masă cu El. Așa spune Scriptura, vom sta din nou la masă. Dacă stăm aici așa cum se cuvine, dacă ne facem partea noastră, dacă îl slujim așa cum se cuvine, ca răsplată, întâi ne vom întâlni și vom povesti la masă. Vom avea timp mult de povestit. Cum spunea, și am repetat și repet versul acestea lui Ioanin, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Ne vom întâlni cu El la masă. Numele Lui să fie binecuvântat. Deși a fost disprețuit, părăsit de oameni, deși n-a deschis gura deloc, nu a impresionat pe nimeni. A trecut așa ca un necunoscut, i-au făcut groapa între tâlhari, l-au așezat între tâlhari în mod intenționat. În mod intenționat au scris acolo, Iisus din Nazaret, regele iudeilor, procuratorul roman, Pilat, a făcut-o tendențios. Ăsta e împăratul vostru. Așa veți ajunge dacă nu vă veți supune cezarului. Iudeii, cărturarii, farisei au venit și au spus, împărate, spune că el a zis. Nu, nu, ce am scris, am scris. De altfel, deși a fost scris poate tendențios, ce a fost scris acolo la cruce, este un mare adevăr și slăvit să fie Domnul că a fost scris în trei limbi de circulație internațională la vremea aceea. În grecește, în latinește și în evreiește. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Glorie Lui! Dar nu numai a iudeilor, aici este problema. Aici vreau să înțelegeți, iubiți frați și surori, este și al nostru. Spunea Domnul prin cartea profetului Isaia, și îmi place așa de mult, în 49, dați o pagină înapoi, în capitolul 49, versetul 5, și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, deci Dumnezeu zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Slăvit să fie Domn! Ne-a primit și pe noi, iubiți frați și surori, și iată, suntem în această zi invitați la masă. Vom sta la masă. Nu toți, eu aș vrea să stea toți. Unii nu vor sta la masă. Din motivele lor, pot să le rezolve, Domnul să le dea putere să rezolve aceste probleme, să stea data viitoare cu bucurie la masă și cu curăție de inimă, așa cum se cuvine. Vrem să ne uităm aici la categoriile de oameni care sunt la masă cu regele. L-am văzut pe regele, descrierea de aici, în exercițiul de atunci, spune, s-a dat pe sine însuși la moarte, a fost pus în numărul celor fără de lege, a purtat păcatele multora, s-a rugat pentru cei vinovați. Ce rege a mai făcut așa ceva? Ce rege și-a mai câștigat un popor care să fie al lui? Așa spune aici cuvântul, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Noi suntem, slăviți să fie Domn! Iubiți frați și surori, fiți foarte atenți. Acum, după ce ne-am uitat la invitația la masă, rezolvarea problemelor cu caracter general, cum vă spuneam, sunt cu tine, nu te teme, vei sta cu mine la masă, îți rezolvi problema. Ne-am uitat la regele nostru, este în capul mesei, ca să spun așa, sau în centrul atenției, ca să ne uităm cu atenție la mâinile lui și vedem semnul cuielor.
Dacă suntem mai atenți, poate zărim și un semn al spinilor, al spinilor de pe frunte. Dacă nu vă ajung aceste argumente, poți să vii ca Toma și să spui, vreau să văd că tu ești. Și Domnul îi spune, adu degetul și pune-l în coasta mea și nu fi necredincios. Suntem la masă cu el, dar la masă, iubiți frați și surori, prima categorie de oameni sunt oameni care nu cred. Cine a crezut în ceea ce se investise? Sau versetul 8, cine din cei de pe vremea lui a crezut? Trist, dar la masă, aici, în adunare, sunt oameni care nu cred. Iubit ascultător, stimat prieten, se dă în tine o luptă, o frământare, e nevoie de această credință. Vă spuneam, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Noi ne-am întors de la Cluj dezamăgiți, rezultatele au și foarte proaste, cei doi ganglioni care sunt urmăriți la tomograf au crescut cu toate tratamentele, nu mai știm ce să facem. Avem nevoie de credință, asta vrea să spună Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Așteptăm momentul acela în care să spune Dumnezeu, oamenii nu mai pot face nimic, fac eu, credeți numai. Doamne, mărește necredință. La masă trebuie să stea omul cu credință. Că el este regele, că el a murit pentru păcatele noastre, că el va veni a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor care îl așteaptă. De aceea, iubiți frați și surori, faceți-vă o dare de seamă. Cum stați cu credința? Nu o credință care se vede, că aia nu-i credință. Ea este o încredințare, o puternică încredințare în lucruri care nu se văd, o nădejde de nezdruncinată în lucruri care nu sunt. Aceasta este credința. La masă cu regele, citim în continuare, iubiți frați și surori, sunt oameni care nu-l bagă în seamă. A fost o descoperire, descoperirea de la Duhul Sfânt. Și poate ai zis în inima ta, ce atâta descoperire? De când tot spune Dumnezeu că face și că face și că face? Nu disprețuiți prorociile. În ordinea lucrării, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Domnul a spus, dacă cineva va nesocoti, dacă cineva va huli Duhul Sfânt, ca să mă folosesc expresia, pentru că în ordine este, lucrarea Duhului Sfânt este finală, nu va avea iertare nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Nu disprețui lucrarea lui Dumnezeu, nu-l disprețui pe regele. Nu arată așa cum ai vrea tu, poate. L-au disprețuit. Spune aici cuvântul străpuns, omul durerii obișnuit cu suferința, așa de disprețuit cât înțorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Prin atitudinea ta, nu-ți dai seama, prin atitudinea ta, poate că disprețuiești, de exemplu, o hotărâre de a conducerii biserici. Nu-l iei în seamă pe regele. Aceasta este problema. Petru i-a spus lui Anania și lui Safira, pe rând, sigur, ați mințit pe Duhul Sfânt. Dacă ne uităm la scena aceea din Scriptură, ne gândim câți ar fi trebuit să sfârșească ca și Anania și Safira, câtă minciună este în jurul nostru. Dumnezeu să ne păzească de ea, să ne ferească. În cartea Apocalipsei spune, cei ce trăiesc în minciună și iubesc minciuna vor fi în iazul de foc. Haideți în această zi, iubiți fraților, să ne uităm în mod serios, nu cumva în atitudinile noastre, în gesturile noastre, îl nesocotim pe regele. Nu l-am băgat în seamă. Trist. Oameni cu cartea în mână, oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu și l-au așteptat pe Mesia. Mântuitorul le-a spus, am venit în numele Tatălui, m-a fost trimis și nu m-ați primit. Va veni altul în numele Lui și pe acela ați veți primi. Mergem mai departe, iubiți frați și surori. Am rămas uimit la exprimarea aceasta. Și noi am crezut că. La masă cu regele sunt oameni care au părerea lor și nu le-o schimbă nimeni. Noi am crezut că. E străpuns, e lovit de Dumnezeu, spune aici,
Am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, smerit de Dumnezeu. Era părerea lor. Iubit ascultător, pune părerea ta lângă Biblie. Dacă părerea ta nu este bună, schimbă. Poți să stai aici la masă, ești la masă, dar să fii omul care stă la masă cu părerea lui. La rege, când intri, o spun așa, pare poate ca o glumă, dar nu e o glumă. La rege, când intri, intri cu părerea ta și ieși cu părerea lui. Asta înseamnă un supus. Un om care face ce spune stăpânul. Nu va rămâne stăpânul îndatorat. Noi vrem să facem voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să racordăm atitudinile noastre, gândurile noastre, gesturile noastre, faptele noastre. Trebuie să le racordăm la porunca lui, la ce spune regele. Nu ieșim din ordinul lui. Pentru că vom primi o răsplată. Iubiți frați și surori, m-am uitat aici și mi-am dat seama că la masă cu regele sunt oameni care n-au pace. De aceea vorbește cuvântul lui Dumnezeu și spune aici, pedeapsa care a căzut peste el, care ne dă pacea, că nu avem. Poți să stai la masă cu regele și să nu ai pace. Sunt convins că sunt cel puțin 10-20 de persoane aici care n-au pace. Dar de ce nu ai pace? Scriptura spune că cei răi sunt ca marea înfuriată care aruncă la mal noroi și mâl. Și spune în continuare cuvântul, cei răi n-au pace. De ce n-ai pace? Că Eliab n-avea pace că l-a uns pe David. Au fost oameni, Saul n-a mai avut pace, că femeile au cântat, David, Saul a bătut miile și David zecile de mii. Era o realitate a momentului. Din momentul acela nu l-a mai suportat pe David, n-a mai avut pace. Sunt oameni în Scriptură, sunt lucruri care pot să îți răpească pacea, dar sunt lucruri în Biblie care pot să îți dea pacea. Așa a spus Domnul Iisus, a plâns pentru Ierusalim și a spus, o, dacă ai cunoaște tu lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Întoarce-te cu fața spre Domnul. Caută pacea și aleargă după ea. El este Domnul păcii, numele Lui să fie binecuvântat. Dacă nu ai pace în această zi, întoarce-te și caută această pace. Primește această pace. Dacă nu înțelegi ceva, așteaptă. Când Domnul a venit la Simon Petru și suntem și la lucrarea aceasta, face și spălarea picioarelor, vom avea și spălarea picioarelor, Domnul a spus, ce fac eu acum, Petre, tu nu pricepi, dar vei pricepe după aceea. Petru s-a lăsat convins, era neliniștit, nu avea pace. Iubit ascultător, dacă nu înțelegi ceva, ce se întâmplă în jurul tău poate nu corespunde gândurilor tale și nu ai pace din cauza asta. Așteaptă cu răbdare. El este cel care aduce pacea, este cel care ne dă lumină, este cel care ne luminează. Slăvit să fie Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. Mergem mai departe, iubiți frați și surori. Sunt aici oameni care recunosc și spun aici, noi rătăceam ca niște oi. Foarte repede se rătăcește o oaie, de aceea are nevoie de păstor. Dacă ceva te-a mișcat de pe cale, dacă ceva ți-a adus o rătăcire oarecare, întoarce-te. La masă cu regele pot să fie oameni care rătăcesc, nu știu, merg într-o parte, în alta, se duc la tot felul de grupuri, aleargă într-o parte, alta, nu știu ce să fac, rătăcesc, acesta este termenul. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Racordează drumul tău la cuvântul lui Dumnezeu. Întoarce-te pe calea lui Dumnezeu.
David așa a fost de cinci și a spus, Doamne, du-mă pe calea veșniciei. Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, avem nevoie de lumina lui ca să ne întoarcă la drumul cel bun. Întoarce-ne, Doamne, spunea Moise, și ne vom întoarce. Adu-ne înapoi, Doamne, să fim poporul Tău. Nu uita, Doamne, că suntem poporul Tău. Domnul să vă binecuvinteze în această zi. Cei care încă nu ați găsit calea cea bună, încă nu ați găsit drumul cel bun, încă rătăciți, Domnul să vă dea lumina Lui, să vă întoarceți din toată inima și să beneficiați de frumusețea de a sta la masă cu regele, având gânduri curate, limpezime în minte, știm ce avem de făcut, mai mult decât atât, El ne dă sfaturi, ne vorbește. Iubiți frați și surori, prețuiți timpul acesta în care Dumnezeu vorbește. Sunt biserici în care Dumnezeu nu mai vorbește. Saul a rămas disperat. L-a trezit pe Samuel dintre morți, o lucrare foarte confuză, foarte greu de înțeles. În sfârșit, nu comentăm, nu interpretăm. Și a spus, nu mai îmi vorbește Dumnezeu. Nici prin vise, nici prin prorocii, nici prin urim, intumim, nu mai știu ce să fac. Dar ți-am spus ce să faci. N-ai ascultat. Asta e consecința. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne vorbește, glorie Lui. Prețuim aceste lucrări, le analizăm, suntem atenți mai ales la partea noastră, care trebuie să ne-o facem. Dumnezeu să ne dea putere. Iar în ultimul rând, iubiți frate, mă apropii de încheiere, se vorbește foarte mult în pasajul acesta de păcate, de păcătoși, de vinovați. Spune aici cuvântul, s-a rugat pentru cei vinovați. Cred că ați sezizat că uneori la cina Domnului, frați slujitori ies, vin, sunt persoane care vor să stea de vorbă, așa trebuie să fie la masă cu regele, nu poți să vii la masă cu regele păcătos. Nu poți să stai la masă. David spunea într-unul din psalmi, cel rău nu poate locui lângă tine, tu urăști pe cei păcătoși. În psalmul 101 se declară și spune, nu voi sta cu cei păcătoși la masă. Urăsc răul și păcatul, vreau să nimicesc răul din cetate, spunea el. Dacă te simți vinovat în această zi și nu poți să stai acum la masă, este o atitudine corectă de la Duhul Sfânt. Pregătește-te să stai altă dată la masă cu regele. Rezolvă problema. Spune Cartea Proverbelor, cine își mărturisește fără de legea și se lasă, capătă propășire. Mai mult decât atât, ne gândim la regele nostru, s-a rugat pentru noi, s-a rugat pentru cei vinovați, glorie Lui. În grădina Ghețimani nu a fost o văicăreală, să nu credeți asta. E adevărat că El a cerut, a încercat și a spus, Doamne, nu este o altă metodă, nu se poate să nu beau pahară, nu se poate. Facă-se voia Ta. Dar orele acelea în rugăciune, El s-a rugat pentru cei vinovați, s-a rugat pentru mine și s-a rugat pentru tine. Numele Lui să fie binecuvântat. La masă cu regele, să stă cu o inimă curată, te duci și rezolvi problema. Chiar El a spus într-o împrejurare, regele a spus într-o împrejurare, dacă te duci și aduci darul la altar, ai grijă, dacă ți-amintești ceva, lasă darul acolo. Du-te și rezolvă problema. Rezolvă starea ta și apoi vino și adu-ți darul la altar. Eclesiastul, cartea Eclesiastul ne spune, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Mai bine apropii-te să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Păzească-ne Dumnezeu de aceasta. De aceea Domnul să ne dea putere în această zi să stăm la masă cu El, cu credință, fără bâșbuială, pe drumul cel bun, cu inima curată, rezolvând problema stărilor noastre vinovate, Domnul să rostească o iertare asupra, în dreptul poporului Său, în dreptul nostru și astfel să ne bucurăm la masă cu Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin.